Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Pasiune și Natură. Suntem în Studio Time. De data aceasta aș vrea să fac ceva împreună cu voi. La ultima partidă de pescuit am observat că una din mulinete nu mai are acel zgomot specific când ridic backliner-ul. După cum știți, eu pescuiesc fără semnale acustice pe timp de zi, așa că fără acel zgomot sunt obligat ca să urmăresc lanseta tot timpul. Așa că înainte de a demonta mulineta, m-am gândit să fac o filmare, poate pe unii din voi o să vă ajute ceea ce vom descoperi, pentru că nu știu ce defecțiune poate să fie. Bănuiesc că una din lamele care face acel zgomot ori s-a rupt, ori s-a îndoiat, ori pur și simplu a sărit de acolo de unde era lipită. Vă cum știți, eu de fiecare dată îmi cumpăr două mulinete la fel. Este un avantaj, pentru că, iată-le, spuneam că este un avantaj pentru că în cazul în care ai o defecțiune, o demontezi pe cea bună și observi ce stricăciune are cealaltă. Bun. Eu voi demonta pas cu pas mulinetele pentru a descoperi cauza. Nu sunt un specialist în reparația mulinetelor, dar mă pricep la mecanică. Așa că putem încerca. E posibil să o putem repara, posibil nu. În cazul că voi găsi o lamelă ruptă, m-am gândit să folosesc o doză de bere și doza de suc e bună. Eu am o doză de bere. Acest material este bun, este elastic, este un aluminiu tratat, așa că se poate confecționa o mică lamelă acolo cu două găurele. Bun, haideți să vă arăt despre ce este vorba și să începem să demontăm. Iată, după cum vă spuneam, riba trainerul, nu se mai aude nimic la această mulinetă. O voi lua pe asta la altă, ridic backliner-ul, altceva, asta este mulineta bună și asta este mulineta cu defecțiune. Eu m-am gândit în felul următor, neștiind despre ce este vorba, voi demonta piesă cu piesă pentru a ajunge la defecțiune. După cum se observă, acest fluturaș nu mai are acel zgomot. Iată asta. Cu siguranță și acest fluturaș este defect. Îl voi demonta pentru a vedea despre ce este vorba. Este o altă defecțiune pe care am găsit-o acum. Nu am observat-o, dar vom vedea imediat despre ce este vorba.
are două șurubele, le-am desfăcut, l-am deschis. Iată ce s-a întâmplat. Am găsit. Lamela s-a rupt. Aceasta este o roată dințată. Se vede. Iar acesta avea un braț care s-a rupt. Nu mai este. Să vedem și pe cea bună, ca să fim siguri că este despre exact acel lucru care am spus eu. Să vedem dacă problema este aceea care am zis eu, că lamela s-a rupt. Da, așa este. Iată, acesta are o mică lamelă aici. În schimb, la acesta s-a rupt. Nu mai este. Vedeți? Aici este lamela. La acesta nu mai este. Bun, o defecțiune am găsit-o. Se poate face, v-am spus. Nu este neapărat exact, identică. Important e că ea atinge această roată dințată. Un moment. Vedeți, aceasta este o roată dințată. Important e că ea atinge această roată dințată și face acel zgomot. Bun, nu o să stăm pe acest lucru pentru că nu este important acest lucru, nu asta căutam. Pentru a vedea aici, în interiorul tamburului, mai este o lamelă care atinge această roată dințată de aici. Voi verifica dacă nu cumva acest lucru este defect. Iată, aceasta este mulineta bună, am ridicat batrainerul. Se aude zgomotul. Fac această probă pentru a nu umbla la această lamelă inutil. Voi pune tamburul bun de la mulineta care funcționează. Voi monta la loc fluturașul. Cel bun, pentru a putea face proba. S-a rezolvat. Iată-l. Îl montez la loc. Am deschis batrainerul. Probă. Nu aceasta este defecțiunea. Trebuie să mergem mai departe cu demontarea. Voi remonta la loc. Ca să vedeți că nu am schimbat tamburul, este același. Am ridicat batrainerul și iată. Deci nu aceasta este defecțiunea. Vom merge mai departe.
voi demonta treptat amândouă mulinetele. Iată-i. Voi demonta și mânerele, pentru că mă incomodează. Deci, cea din stânga, din stânga mea, este mulineta bună, cea din dreapta este mulineta cu defecțiune, pentru a nu le amesteca. Bun. Voi demonta pick-up-ul mulinetei pentru a vedea dacă găsesc ceva de desubt care ar putea fi cauza defecțiunii. Iată. Am demontat mulineta. Voi demonta și pe cea bună ca să mă uit la ele. S-a rezolvat. Iată. Cea bună. Încă se aude acel zgomot. Să vedem și la cealaltă. Nimic. Înseamnă că trebuie să mergem mai departe. Problema este mai în interiorul ei. Voi demonta batrainerul la amândouă. Ce defect în partea dreaptă a mea. Cea bună în stânga. Bun. Iată. Încă o probă. Să fim siguri. Cea defectă, cea bună. La aceasta, totul este în regulă. Cu frâna de atac. Să verificăm și la cealaltă. Aceasta are o problemă. Nu se aude nimic. Foarte bine. La cea bună avem o defecțiune pe frâna de atac. E clar. Am făcut bine pentru că am făcut această probă. Știm foarte bine că avem o defecțiune și aici. E posibil să fie o defecțiune minoră. Când deschidem, doar strâmbăm puțin lamela și va fi în regulă. Dacă nu, cumva este ruptă sau, știu eu, dezlipită. Cu toate că, fiind bun aici, nu poate de fi decât ruptă sau strâmbată. Voi desface capacul mulinetei celei defecte. Sper să nu fie ceva grav. E posibil să găsesc lamelele strâmbate pentru că mulinetele au fost solicitate la peștii pe care i-am prins și cât fir și-au luat, ce drilluri am avut anul trecut, cu siguranță e posibil să fie strâmbate. Ar fi bine să fie așa. Pentru că doar le îndrept și s-a rezolvat problema.
Dar dacă sunt rupte, este mai mult de muncă. Aceasta este molineta, după cum am spus, cea defectă. Voi scoate capacul. Mă uit puțin la el. Pare să fie strâmbată. Vom vedea. O demontăm și pe cealaltă. Da, am o problemă. Aceasta s-a rupt. Iată cum trebuie să arate. Aceasta este cea bună. Vedeți? Se vede. Are o lamelă aici sus. În schimb, aceasta nu mai are acea lamelă. Va trebui ca eu să o confecționez nou, din nou. Pentru că nu mai are deloc. S-a rupt. Bun. Despre acest lucru a fost vorba. Voi dezlipi de aici pe cea defectă și voi confecționa una nouă. După care o lipesc la loc și sper să funcționeze. Nu voi filma reparația, pentru că vă dați seama că durează mult, e o chestie de timp și va dura foarte mult. Dar am să vă arăt într-un alt episod că molineta va funcționa și că am reparat-o. Important e că am descoperit despre ce defecțiune era vorba. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă salut!